Momentul aniversar a debutat cu vernisarea expoziției Jandarmeria Alba în documentele vremii, demers realizat cu sprijinul Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor. Tot aici au fost expuse și echipamentele specifice de protecție și intervenție, armamentul și tehnica din dotare. Detașamentul de jandar mobil și postul de jandar montan Șugac din structura instituției, în colaborare cu Serviciul Public Salvamont Alba din cadrul Consiliului Județean Alba, au prezentat apoi câteva exerciții demonstrative. Pentru a omagia cei 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, această armă, care a devenit o componentă de bază a Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeria Alba a organizat astăzi, 3 aprilie, o serie de activități în spațiul public. Am avut o expoziție de documente ale vremii, o documente vechi, care au evocat activitatea jandarmeriei acum câțiva zeci de ani. De asemenea, am avut exerciții demonstrative în cooperare cu Serviciul Salvamont Alba. Demonstrație de artă marțială, intervenții de interceptare în trafic a mașinilor, capturarea unei persoane înarmate, exerciții de dresaj canin, coborâri în rapel cu tirolină au fost câteva din acțiunile prezentate publicului prezent în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Vă vedeți, se apropie, protejați de mașină, iar într-un moment propice vor încerca să intre în clădire fără să fie surprinși și împușcați de cei de sus. Deci, vedeți în față, primul coleg are un scut blindat pe care îl poartă pentru a se proteja atât pe el cât și echipa. În acest an se sărbătoresc 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Arma jandarmeriei a fost întemeiată de domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, prin semnarea legiuirii pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi la 3 aprilie 1850, moment care marchează nașterea acestei instituții.